atenție unde parcați! Slătinenii care își parchează mașinile la întâmplare din diverse motive riscă să nu le mai găsească. Polițiștii slătineni continuă acțiunea de ridicare a autoturismelor care pun în pericol siguranța traficului rutier sau a pietonilor. Pentru recuperarea acestora, proprietarii trebuie să plătească până le revendică și în plus și amenda prevăzută de legislația rutieră. De la începutul anului au fost ridicate 30 de autoturisme, iar anul trecut 123. Problema stâlpilor electrici înclinați care pun în pericol siguranța cetățenilor a fost tranșată și la Morunglav cu ignoranță de către furnizorul distribuției Oltenia. Petiția administrației locale privind situația 7 stâlpi de pe raza localității a primit drept răspuns că nu prezintă pericol în exploatare. Așa că primăria va trebui să stea cu ochii pe acei stâlpi până ce furnizorul va decide că trebuie înlocuiți sau cel puțin îndreptați. Oltenii care doresc să lucreze în afara granițelor țării într-o fabrică de producție au o ofertă din Malta în producția de figurine de joacă. Se caută 20 de tehnicieni de proces care să lucreze în 3 schimburi. Se cer cunoștințe foarte bune de comunicare în limba engleză. Salariul oferit este între 20.400 până la 20.800 de euro pe an, angajatorul oferind instruire. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, oferta fiind valabilă până pe 25 februarie. Detalii se pot obține de la consilierul EURES al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. De luni 8 februarie, elevii sunt așteptați în clase pentru prima dată în acest an școlar. Ministrul Educației a anunțat că nu este nevoie ca părinții să aducă noi adeverințe medicale, cele din primul semestru rămân valabile. Mai mult, acestea vor fi luate în considerare și în format electronic. Ministrul a precizat și că în situația în care elevii prezintă simptome sau nu se prezintă la școală, nu se pun absențe sau se pun motivate. Comisia Europeană a alocat 4 miliarde de euro pentru planul său de combatere a cancerului, ce include îmbunătățirea metodelor de diagnosticare timpurie a bolii și a calității vieții pentru supraviețuitorii maladiei. În acest scop, intenționează să ia măsuri pentru a reduce ponderea fumătorilor la doar 5% din populația blocului comunitar în următorii 20 de ani. Același obiectiv este valabil și pentru consumul dăunător de alcool, de reducere la 10% până în 2025.